Studenții se plâng că față de anul 2019, prețurile apartamentelor de închiriat sunt aproape duble. Prețurile deja pornesc de la 400 de euro, 450, depinde foarte mult de zonă. Am găsit tot undeva în Tătăraș Nord, imediat lângă blocul la care stăteam eu, 400 de euro. S-a mărit semnificativ, iar eu am simțit asta pe pielea mea. Stau în frumoasa, în zona frumoasa, de aproximativ un an jumătate. Inițial am semnat un contract pentru 150 de euro, o garsonieră, o singură cameră. Condițiile sunt destul de ok, însă pe parcurs, pe același contract, proprietarul a venit și mi-a spus că chiria se mărește la 180 de euro, fără să facem un alt contract, fără să ne întâlnim, fără să vorbim. Dacă vreau să rămân, dau mai mult. În plus, proprietarii apartamentelor s-au obișnuit să crească prețurile de la o zi la alta, ba chiar de la o oră la alta. Eu stau în Iași de aproximativ 2 ani. Am schimbat ceva chirii până acum. De exemplu, în primul an de facultate am stat într-un apartament de 3 camere, dar am stat cu sora mea într-o singură cameră și dădeam undeva la 600 și ceva de lei, fără cheltuieli și fără nimic. Acum, din când caut, prețurile se măresc de la o zi la alta. Dacă astăzi am acceptat un anunț în care era un apartament de 380 de euro undeva în Mircea, a doua zi mi-au spus că l-au dat, iar a treia zi că s-au răzgândit ceilalți, dar e 400 și ceva. Sau un proprietar tot așa, pentru că am pus un anunț pe un grup, m-a abordat și mi-a zis că are un apartament de 2 camere, noi căutăm de 3, undeva în centru, cred că în Piața Unirii, undeva pe acolo, iar jumătate de oră mai târziu mi-a spus că trebuie să îl iau acum, să-i spun acum dacă îl vreau, altfel prețul urcă la 450, adică e foarte... E foarte scump, da, și schimbător de pe zi pe alta. De partea cealaltă, agenții imobiliari insistă că prețurile au rămas aceleași ca în anii trecuți, deși cererea este clar că a crescut. Având în vedere că un an de zile aproape multe apartamente au rămas goale, prețurile nu au crescut. Cererea, într-adevăr, este mult mai mare față de anul trecut. Este mult mai mare pentru că s-a anunțat și la facultate că orele se vor face fizic. E adevărat că cererea este net mult mai mare față de anul trecut, însă prețurile nu au crescut. Dacă ne referim la apartamentele care sunt gândite doar pentru studenți sau elevi, care sunt situate în zone centrale sau semicentrale, cum este Tudor Vladimirescu, Copou, gară, chiriile nu s-au schimbat. Sunt aceleași cum au fost și înainte de pandemie. Un singur lucru la care sunt foarte atenți proprietarii este că atunci când vine vorba de un student, vor să facă un contract pentru o perioadă de minim 9 luni de zile. În Iași, majoritatea universităților de stat au anunțat că din luna octombrie cursurile se vor desfășura din nou față în față.